Împreună cu primarul Vladimir Petruț, viceprimarul Mircea Clotchi și deputatul Călin Bota, Florin Alexandru Alexe a vizitat orașul Cafnic, în cadrul căreia s-au purtat discuții despre proiectele necesare pentru dezvoltarea orașului. Într-o postare pe o rețea de socializare, deputatul PNL de Maramureș a precizat că susține solicitarea primăriei Cafnic de a prelua clădirile companiei miniere Remin în vederea reabilitării acestora. De asemenea, pe această cale, Florin Alexandru Alexe a dorit să tragă un semnal de alarmă în privința liniilor electrice de pe raza orașului și solicită companiei responsabile să acorde atenția cuvenită sistemului din Cafnic. Cu oameni gospodari în primării putem moderniza fiecare comunitate locală, a declarat deputatul liberal, care a adăugat că face toate demersurile necesare pentru a pune la dispoziția localităților resursele necesare dezvoltării.